Ok, pe orice sistem de operare, din câte am văzut eu, Windows, ai tastatură virtuală. Deci, pe Windows XP, tastatura virtuală înseamnă că nu-ți mai merge tastatura, de exemplu, și ai o tastatură a calculatorului, a ei, deci nu trebuie să o instalezi tu. Te duci în Start, la bara de Start pentru Windows XP. Programs. Un moment, o să las camera un pic mai altfel ca să văd pe calculator. Accesorii. Deci m-am dus în Start, clic stânga, numai clic stânga, da? Start, Programs, Accessories, Accessibility, iar aici mă duc la On Screen Keyboard. Am dat clic stânga. Ok. Iar aceasta este tastatura. Poți să o folosești chiar dacă funcționează tastatura normală. Poți să o folosești. De exemplu, cum să vă arăt eu. Creez un folder nou, că v-am arătat cum se creează un folder. Și doresc să-l redenumesc. Da? Să dăm click aici la sfârșit. Mai întâi șterg, da? Clic stânga în ea și scriu test. Și dau click în afară pentru cred că test am scris. Și o să vă arăt și pe Windows X, Windows 7 cum se face. Bun, sunt pe Windows 7 și mă duc în bara de start, clic stânga, All Programs, Accessories, Ease of Access și aici am On Screen Keyboard. Și aceasta este tastatura virtuală pe Windows 7. Și cam asta e.